Bună dimineața, prieteni! Am mai lăsat un pic căprițele la păscut, profitând de faptul că s-a răcorit foarte bine, se simte deja miros de toamnă. Țăpișorul este cu ele, încă nu s-au montat niciuna, nu e încă perioada căldurilor, dar e bine că e țăpișorul între ele și când vor începe să monteze, el va fi la datorie. Mă bucur că s-a dezvoltat bine. Este cât caprele. Și sper că va fi apt de reproducție. Să rămână caprele din prima, să nu se mai întoarcă ca și anul trecut, din cauza țapului prea tânăr. Ele sunt în continuare separate. Nu le mai las cu caprele pentru că nu s-au înțărcat încă. După cum v-am mai spus, le voi lăsa probabil undeva prin noiembrie, decembrie. Atunci vor fi și mai mari și se vor putea monta. Am zis că-i duc și la țăpișor cu relușă, are și el o curelușă specială, albastră. Și mai am curelușe și pentru iede, dar încă nu le pun că sunt mai mici până cresc un pic. Am mult și acum dimineața 5 litri. Am mai scăzut un pic laptele, dar totuși e bine. Se apropie toamna. Mai 2-3 luni și va trebui să le înțarc. Iarba este cam slăbuță, lucerna. Nu a mai plouat. Dar mai schimbă și el un pic mâncarea. Fiind un an secetos, va trebui să le dau doar fân, doar din baloți. Deja au trecut cel puțin 50 de baloți mărunți, mici. Dar am mai cumpărat acum 3 săptămâni 67-66 de baloți mărunți, mai buni, coasa a treia, uscați verde. Aceia îi voi păstra pe primăvară după ce vor făta și înainte de fătare, după ce le voi înțărca. Țăpișorul frumosul. Este exact cum era zimbru anul trecut pe vremea asta și are aceleași apucături. Tot timpul vine și se pleacă cu capul de mine să mă provoace la bătaie. De multe ori nu mai corectez, că nu vreau să-l învăț să-mi pungă. Va fi mai mare, va fi mai greu să-i fac față. Așa îl mai corectez acum de mic. Prințule, este foarte frumos. Este și un pic pătat. Iezii vor fi, cred că, super frumoși. Cred că de Dumnezeu bine și vom avea iezișori în primăvară. Are un cap foarte frumos. Nici nu zici că nu-i bian curat. După cum v-am spus, nu e curat, e undeva la 75% anglo-nubian și 25% austriacă. Este nepot de al bătrânei.
dintr-o fică de ei, soră cu iada mea de 2 ani. Dar am mai întrebat și un doctor veterinar și nu e problemă, nu e consanguinizare așa puternică între nepot și bunică sau mătușă. Și sper că vor da produși frumoși și de calitate. Că vor fi eduțe, probabil că voi mai ține și eduțe. Dacă vor avea caracteristici de anglo-nubian mai mult. Și eduțele de anul acesta de la bătrâna și de la iada de 2 ani sunt foarte frumoase, foarte dezvoltate. Și deja au țâțuci destul de mărișoare. Vor fi capre cu țâțe mari, ca și mamele lor. Nici pe iada de un an, care a fătat la un an, nu cred că o voi vinde. M-am gândit odată să o vând, dar nu o vând pentru că este foarte cu minte la mulți. Pur și simplu nu mișcă. Chiar dacă o mai bâzie muștele sau o mai mușcă. Se mulge foarte ușor, deși are țâțuci mici. Dar m-am învățat să o mulg și pe ea pe la spate și merge destul de ușor, pentru că se și mulge ușor. Acum, în al doilea an, la a doua fătare, va avea țâțuțele mai mari un pic. Place cum e timp acum, e soare, dar nu e cald. Era dor de acest timp, de toamnă sau primăvară. Vara este foarte caldă aici, neavând niciun pic de umbră. Nu poți să stai la soare, nici caprele nu mănâncă. Dar acum deja s-au început să mănânce. Și laptele și-a mai revenit un pic. Mulg undeva la 8 litri jumate, 9 pe zi, de la 4 capre, la 6 luni de la fătare, ceea ce e destul de bine. Și cu clientela stau mai bine, acum rămâne foarte puțin lapte. De multe ori nu mai am să dau la porci. Și îl mulg seara când, de exemplu, mulg dimineața pe la 10-11 și seara când trebuie să merg la muncă la 8, mulg la 6, în lapte fiind mai puțin, îl bag direct la porci, îl mulțesc cu apă și am să dau de 2 de 3 ori la porci. La porci le dau foarte mult, o găleată de 9 litri dimineața și o găleată de 9 litri seara de lapte, mulți cu apă. De aceea s-au și dezvoltat așa bine. Sura, ce culoare frumoasă are. Este maronie pe gât și pe umeri. Și bistriță pe spate. Este o capră foarte bună de lapte. Și acum are peste 3 litri la zi. Ea este în continuare campioana fermei. Se ține bine, deși este la a patra fătare. Băi, prințule, el mă dezleagă la șireturi. Este un năzdrăvan. Un frumos. Zilele următoare va trebui să separ porcii, să le fac o despărțitură, pentru că nu mai este mult și purceaua va trebui să fete undeva în 20 octombrie. Nu vreau să mă risc
fiind burta din ce în ce mai mare, să o împingă cumva mascurile sau să o strângă la ușă, să-i provoace un avort. Mă bucur că s-a mai și răcorit și pot să le fac despărțitura, să-i închid afară pe timpul cât lucrez la despărțitură. Și așteptăm să vină și purcelașii. Abia aștept să-i filmez. Dacă am norocul să filmez și fătarea în direct. Văd că s-au băgat caprele la loc, de aceea vă salut și eu și vă doresc o zi plăcută în continuare. La revedere!